Te salut și începem testul de antrenament numărul 9. Observăm la primul exercițiu că avem o progresie geometrică cu rația minus 1 pe 3. Cum am stabilit rația, am împărțit al doilea termen la primul, al treilea la al doilea, al patrulea la al treilea și am observat că de fiecare dată am obținut minus 1 pe 3. Deci rația este minus 1 pe 3. Primul termen este 1, numărul de termeni aici se vede ușor, este 5. Amintesc formula de calcul a sumei unor termenilor unei progresii aritmetice. Suma primilor în termeni este primul termen pe lângă rația la numărul de termeni minus 1 supra rația minus 1, în condițiile în care rația este diferită de 1. Dacă rația este 1, avem un șir constant, adunăm doar numărul de termeni. Bun, să o aplicăm aici. Deci, în cazul nostru, suma, hai să o notez S, va fi primul termen este 1, rația este minus 1 pe 3 la puterea numărului de termeni 5, minus 1 supra rația minus 1. Și vom face câteva calcule. Unul de la început nu-l vom mai scrie. Vom avea minus la putere impară la 5-a minus 1 supra 3 la 5-a minus 1 supra. Aducem aici la același numitor cu un 3, pentru că numitorul comun este 3 minus 1 minus 3 fac minus 4 pe 3. Vom înmulți cu inversul. Putem să scoatem factor comun pe, mă uitam la semne, da, semnele sunt corecte, să scoatem factor comun minusul, deci avem minus 1 pe 3 la 5 plus 1 înmulțit cu 3 pe minus 4. Minusurile și cu minusurile, minus pe minus fac plus și atunci vom avea. Înmulțim pe rând 3 pe 4 ori 1 pe 3 la 5 plus 3 pe 4. 3 cu 3 la 5 se simplifică, să punem sub formă frumoasă. 3 pe 4 plus 1 pe 4 ori 3 la 4. Și noi trebuie să arătăm că este mai mare decât 3 pe 4. Pentru că 1 pe 4 ori 3 la 4 este strict pozitiv, înseamnă că această sumă este mai mare decât 3 pe 4. La 3 pe 4 adăugăm un număr strict pozitiv. Vom șterge să facem cel de-al doilea exercițiu tot pe această pagină. Ni se cere să determinăm abscisa punctului de intersecție A. Graficul funcției F compus cu F cu axa OX. Vom face întâi F compus cu F și apoi pentru a afla abscisa punctului de intersecție cu axa OX vom egala cu 0, pentru că punctul, dacă este pe OX, Y-ul lui este 0. Facem întâi compunerea. F compus cu F în punctul X. Amintesc și definiția. F compus cu G în punctul X este F de G de X. Deci este F de F de X. În loc de F de X o să punem minus 3X plus 18 și ne uităm în funcție. F de ceva este minus 3 ori acel ceva plus 18. Și termin calculul. Deci avem 9x minus 3 ori 18, 54, plus 18. Și vei termina calculul. 9x minus 36 este F compus cu F în punctul X. Noi, pentru a afla punctul, abscisa punctului de intersecție, trebuie să egalăm această cantitate, F compus cu F de X, cu 0, după cum am spus și în introducerea exercițiului. Și atunci vom avea 9x egal cu 36, deci x egal cu 4, este abscisa punctului cert, că doar abscisa ni se cere. Acesta a fost al doilea. Mergem la cel de-al treilea exercițiu, o ecuație exponențială. De data aceasta, în ecuațiile exponențiale în care au aceeași bază, dar nu chiar în toate, te urmărești. Sunt o categorie în care poți să notezi. Dacă ai, de exemplu, 2 la x și 2 la 2x, vei nota 2 la x cu a și 2 la 2x cu a pătrat. Și există cea de-a doua categorie, aceasta pe care o avem aici, în care poți să dai factor comun. Dar 2
în cazul nostru la puterea cea mai mică, dar este utilă doar dacă, în paranteză, poți să faci toate calculele. Și avem 2 la 2 minus x, deci, revin. 2 la 3 minus x împărțit la 2 la 2 minus x este 2 la 1, pentru că facem scăderea exponenții. Minus 1, 2 la 2 minus x împărțit la 2 la 2 minus x, plus 2 la. Când vom împărți 2 la 5 minus x la 2 la 2 minus x, ne va rămâne 2 la 3, pentru că scădem 5 minus x cu 2 minus x. Din 5 minus x scădem 2 minus x. Și cum vom face calcul? 2 la 2 minus x ori 1 și cu 8 fac 9, egal cu 9. De unde? 2 la 2 minus x este 1, pe 1 putem scrie 2 la 0 și atunci 2 minus x este 0, deci x-ul este 2. Soluție care convine pentru că nu aveam condiții, nu avem condiții de existență la ecuații exponențiale. Determinați termenul care nu-l conține pe x, adică în care x este la puterea 0. Dispare x-ul. X la 0 ne dă 1. Deci, vom scrie termenul general. Eu îl mai amintesc încă o dată, cu toate că l-am mai scris într-un test anterior. A la n minus k b la k este termenul general al unei dezvoltări de forma a plus b la n. Bun. Și îl vom scrie în cazul nostru. Combinări de 14. N-ul este 14. Luate câte k, a-ul la noi este x la a treia, la puterea diferenței 14 minus k, ori 1 pe radical din x, cât este b-ul, la puterea k. Și vei face toate calculele. Combinări de 14 luate câte k ori x la. Vei mulți exponenții, 42 minus 3k și ori x la. Radicalul înseamnă puterea 1 pe 2, dar fiindcă îl iau de jos și îl urc sus, va fi minus 1 pe 2, pe care trebuie să-l înmulțesc cu k. Deci minus k pe 2. Și terminăm calculele adunând, făcând adunarea. Deci numitorul comun este 2. 84 minus 6k minus k minus 7k, totul pe 2. Pentru ca să nu-l conțină pe x, acest exponent îl vom egala cu 0. 84 minus 7k pe 2 este 0. De unde 84 minus 7k egal cu 0, 2, deci 0. Deci 7k este 84, de unde k este 84 împărțit la 7, 12. Deci care este termenul cerut? Ție ți se cere, scrie termenul. Și vin și scriu. Dacă k-ul este 12, înseamnă că îl vom avea pe t 13, care e egal. Combinări de 14. Luate câte 12 ori x la 0. Și eu te sfătuiesc să-l calculezi în întregime, pentru că nu ți s-a spus scrie forma în care trebuie să îl scrii acest termen. Și atunci este mai bine să îl scrii în forma generală, adică cu toate calculele făcute, să nu lași nimic nelucrat. Dacă ai un radical anumit, o raționalizezi. Dacă poți să faci o simplificare, simplifici. Deci, în cazul nostru avem, amintesc și formula la combinări, 14 factorial pe 12 factorial ori diferența 14 minus 12, 2 factorial, x la 0 este 1. Vom simplifica 14 cu 12, rămân toți factorii de după 12, acolo unde e mai mare, deci 13 ori 14, 2 factorial este 2. Simplificăm și ne dă 7, 7 ori 3. 21 și 2, 91 este termenul cerut. Și așa te sfătuiesc să-l scrii complet, complet, pentru că nu ți s-a cerut o formă anume. Condiția era pusă, x-ul pozitiv, deci n-am mai pus noi condiții în exercițiu. Și am ajuns la 5. Ni se cere să determinăm numărul A, astfel încât mijlocul segmentului AB să aparțină drepte y egal cu 2x plus 3. Un punct aparține unei drepte dacă verifică ecuația drept. Deci vom afla x-ul și y-ul mijlocului și apoi vom impune să verifice ecuația dreptei. De acolo îl vom scoate pe A. Hai să aflăm mijlocul. X-ul mijlocului este x-ul lui A plus x-ul lui B pe 2. Hai să-l calculăm. A minus 2 pe 2. Y-ul mijlocului este y-ul lui A plus y-ul lui B pe 2, adică în cazul nostru 1 plus 5 pe 2,
3. Deci, mijlocul are coordonate A minus 2 pe 2 și 3. El aparține dreptei de ecuație Y egal cu 2X plus 3, dacă verific ecuația dreptei. Deci, vom înlocui în loc de Y punem 3, în loc de X punem A minus 2 pe 2 și vom avea 3 egal 2 pe lângă A minus 2 pe 2, 2 cu 2 se vor simplifica, plus 3. Deci 3 egal cu A minus 2 plus 3, 3 cu 3 se vor reduce și atunci A egal cu 2. Și am aflat numărul real A. Bun, trec pe pagina următoare pentru a rezolva și ultimul subpunct din acest exercițiu în care mi se cere să calculăm lungimea laturii AB știind că tangenta lui C este 1 și că triunghiul ABC este înscris într-un cerc de rază R. Deci triunghiul este în interiorul cercului. Am făcut cercul și acum, bun, să iau pixul și să fac un triunghi în interiorul cercului. Nu ni s-a spus de care, deci l-am făcut cu vârfurile pe cerc, evident, ABC. Bun, deci raza acestui cerc este 3. Tangenta lui C este 1. Și nouă ni se cere să aflăm lungimea laturii AB. O notez cu C mic, asta e A mic, și latura opusă este B mic. Și amintesc teorema sinusului. A pe sinusul de A egal cu B pe sinusul unghiului B egal cu C pe sinusul unghiului C egal cu 2R. De ce am ales aceasta? Pentru că avem raza, avem tangenta din care vom putea afla ceva și vom putea să aflăm latura folosind aceasta. Hai să vedem. Din faptul că tangenta lui C este 1, vom afla că măsura unghiului C este de 45 de grade. Te duci în tabelul cu funcții trigonometrice elementare și vezi că 1 corespunde la pi pe 4, deci la 45 de grade. Unghiul de 145 are tangenta minus 1, sinusul pozitiv, cosul e negativ. Deci nu convine într-un triunghi. Și atunci, dacă unghiul este de 45 de grade, când vom înlocui aici, vom avea C mic pe care trebuie să-l aflăm. Sin de 45 de grade, care e radical din 2 pe 2, tot din acel tabel, egal cu 2N. Și vom afla latura C, egal, radical din 2 pe 2, ori 2R, 2-urile se vor simplifica, R radical din 2. Dar cum raza noastră este 3, egal cu 3 radical din 2. Chiar poți să o înlocuiești și direct acolo, să scrii 6. Și aceasta este lungimea laturii AB, 3 radical din 2. Mergem la cel de-al doilea subiect, ne-am obișnuit deja. Cred că am uitat să copiez cu tot cu numărul subiectului, dar nu este problemă. La punctul A avem de calculat un determinant. Determinantul e A de 3. Vom înlocui A cu 3. 1, 4, 1, 1, minus 1, 1. Poți să faci proprietăți, dar eu te sfătuiesc să faci calcul. Hai să facem de data asta regula lui Sarus, ca să ne obișnuim cu amândouă. Și după aia tu ți-l vei alege pe cea care ți se pare mai simplă. Produsul elementelor de pe această diagonală plus produsul elementelor de pe următoarea diagonală plus produsul elementelor de pe următoarea paralelă. Minus. De acum vom face scăderea. Minus produsul acestor elemente. Minus produsul acestor elemente, dar acum avem minus 3 cu minusul din față, plus 3. Și minus produsul acestor elemente. 1 cu minus 1 se vor reduce. 12 minus 1, 11. 11 minus 4, 7. 7 și cu 3, 10. Deci exact ceea ce era anunțat. Trecem la subpunctul B, în care ni se cere să demonstrăm că pentru orice număr natural n mai mare sau egal cu 2, rangul matricei este egal cu 3. Te sfătuiesc să începi cu calculul determinantului acelei matrice. Eu am să scriu determinantului A de n, dar vreau să iau negru. Determinantului A de n e egal n
1, 1, 1, n plus 1, 1, 1, minus 1, 1. Calculul alegi tu cum îl faci, dar te sfătuiesc să-l faci cu proprietăți pentru că sunt mai ușoare calcule. Și hai să vedem cum. Dacă voi face scăderea următoare din prima coloană, scad ultima, deci coloana 1 minus coloana 3. Hai să vedem de ce. N minus 1, 1 minus 1 fac 0, 1 minus 1 fac 0. Pentru că am obținut aici toate elementele în afară de N minus 1 sunt 0. 1, 1, restul copiez. Hai să vedem ce avem. Acesta este pivotul. Se scrie. Tăiem linia și coloana, coloana pe care am zerourile și linia din dreptul pivotului. Se scrie minus 1 la puterea locului pe care este pivotul, linia 1 și coloana 1, deci 2, ori determinantul rămas pe care îl calculez cu mare ușurință. Deci vom avea N minus 1 ori 1, nu-l mai scriu, produsul elementelor de pe diagonala principală, minus produsul elementelor de diagonală secundară, minus minus 1 plus 1. Deci vom avea N minus 1 pe lângă N plus 2. Care este avantajul? Că l-ai gata calculat, gata descompus. Adică nu te mai chinui să faci descompus. Și acum hai să vedem ce cazuri avem. Dacă determinantul lui A de N este diferit de 0, adică N diferit de 1, și N diferit de minus 2, înseamnă că rangul lui A de N este 3. Pentru că am minor de ordinul 3 diferit de 0, mai mare nu am, deci rangul este 3. Hai să vedem ce se întâmplă în cazul în care N egal cu 1. Păi dacă N este egal cu 1, matricea A de 1 este 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, minus 1, 1, cu rangul, dar stai, nici nu cred că trebuie să facem calculele, că dacă N este mai mare sau egal cu 2 și natural, deja trebuie să, da, mai bine, hai să facem discuția totală și pe aia tragem concluzia. Dacă N egal cu 1, A de 1, hai să scriu cu matrice aici, A de 1 este această matrice și hai să vedem rangul, nu ne stică. Acest D1, minor de ordin 1, este diferit de 0. Cât timp este diferit de 0, trec mai departe. D2, minor obținut prin bordare, prin lipire, este 2 minus 1, 1, diferit de 0. Trec mai departe. D3, toată matricea are rangul 0, are determinantul 0. De ce? Pentru că când e n-i 1, vom înlocui aici 1 minus 1 e 0, deci determinantul e 0. Înseamnă că rangul lui A de 1 este în acest caz 2. Numărul de linii și coloane a ultimului minor nenul. Iau și pentru N egal cu 3 și după aceea vom face discuția. A de 3, N egal cu minus 2, nu cu 3 aici era, nu știu de ce am luat 3. Deci vom lua și pentru N egal cu minus 2. Scriu A de minus 2. Minus 2, 1, 1, 1, minus 1, 1, 1, minus 1, 1. Procedăm la fel. D1 este diferit de 0, minus 2 diferit de 0. D2 este plus 2, minus 1, 1 diferit de 0. Iar D3 este 0, că atunci când înlocuim cu minus 2, determinantul este 0. Deci rangul în acest caz este 2. Și hai să vedem ce concluzie, ce am obținut. Ce situație am obținut. Deci, fac așa un tabel și după aia tragem concluzii. Un tabel, o schemă. Dacă N este aparține numerelor reale mai puțin 1 și minus 2, rezultă că rangul lui A de N este 3. Dacă N este 1, rezultă că rangul lui A de N este 2. Și dacă N e minus 2, rezultă că rangul lui A de N este 2. Ceea ce ne cere nouă N natural mai mare sau egal cu 2 se încadrează în primul caz. Deci pentru N natural mai mare sau egal cu 2 sunt acoperite
toate numerele naturale de prim caz, deci rezultă rangul lui AD. N este 3. Bun. Și am ajuns la C. Voi șterge aici ca să avem loc să facem și C-ul și trec pe pagina următoare pentru a rezolva exercițiul de clasa 12. Bun. Și ni se cere la C să arătăm că pentru orice număr natural mai mare sau egal cu 2, inversa nu are toate elementele numere întregi. Păi determinantul lui ADN este egal, îl calculasem anterior și ne dăduse M plus 2 pe lângă M minus 1. Bun. Este pentru numere natural mai mare sau egal cu 2, evident că este diferit de 0. Deci matricea ADM este inversabilă. Presupunem că inversa are toate elementele întregi. Are toate elementele întregi. Deci înseamnă că 1 pe determinant de ADM ori adjuncta matricei M are toate elementele întregi. Bun. Adjuncta are 9 elemente, că e tot de 3 linii și 3 coloane. Când voi înmulți cu 1 pe determinant de A de M, voi avea 9 elemente pe care, hai să le notez, A1-1 pe determinant de A de M, până la A3-3 pe determinant de ADM, toate vor fi numere întregi. Nu mă apuc să le calculez. Păi 9 elemente pe determinantul ADM sunt întregi. Ce situație convine? Doar că toate elementele A1-1, A3-3 sunt numere naturale, pentru că M sunt naturale mai mari. Numere întregi, nici nu ne interesează că sunt naturale. Înseamnă că determinantul lui ADE trebuie să fie ori plus 1, ori minus 1. Altă variantă nu există. Adică M plus 2 pe lângă M minus 1 să fie 1, de unde avem variantele 1 ori 1 sau minus 1 ori minus 1, și M plus 2 sau M plus 2 pe lângă M minus 1 este minus 1, de unde avem variantele 1 ori minus 1, minus 1 ori 1. Și hai să arătăm că niciuna nu convine. Păi dacă M plus 2 este 1, înseamnă că M e minus 1. Și nu verifică aici. Dacă M plus 2 este minus 1, înseamnă că M e minus 3. Și minus 3 cu minus 1 ne dă minus 4, înmulțite nu ne dă 1. Deci acestea sunt false, nu convin. Mă duc la cealaltă variantă. Voi proceda la fel. Dacă legalez pe M plus 2 cu 1, înseamnă că M e minus 1. 1 înmulțit cu minus 2 nu ne dă minus 1. Și procedăm la fel cu celălalt caz. M plus 2 minus 1 înseamnă că M e minus 3. Dar M plus 2 minus 1 înmulțit cu minus 4 iar nu ne dă minus 1. Deci toate variantele sunt false. Deci înseamnă că matricea nu poate avea toate elementele numere întregi. Evident că nu este singura metodă cu ajutorul căreia poți să explici. Poți să faci și calculul acestui determinant, M plus 2 pe lângă M minus 1, și să arăți că pentru numere mai mari sau egal cu 2, rezultatul acestui determinant nu poate să-ți dea valorile acestea, 1 și minus 1. Adică, uite, hai să schițez puțin aici, că poate ți se pare mai ușoară această metodă. Mie mi s-a părut destul de comodă și asta. Dar să ai variante de alegere ca să știi cum poți proceda când vei întâlni un exercițiu asemănător. Deci M este mai mare sau egal cu 2. Aduni un 2, deci M plus 2 mai mare sau egal decât 4. Scădem un 1, deci M minus 1 mai mare sau egal cu 1. Avem voie să le înmulțim. M plus 2, că sunt pozitive.
e minus 1 mai mare sau egal decât 4. Deci nu poate fi 1 sau minus 1. Deci rezultă că determinant de A de M diferit de plus sau minus 1. Parcă totuși asta este mai puțin descris la această metodă. Tu ți-o alegi pe care, cea pe care o simți cel mai aproape de ceea ce înțelegi tu. Și trecem la exercițiul de analiză, de algebră de a 12-a, 2A, întâi compunerea. Vom face 8 compus cu 8, înseamnă 8 ori 8, 64, minus 4, supra. 8 plus 8, 16, minus 4. 60 pe 12, adică este 5. Și nouă, asta ni se cere, adevărat. Trecem la B. Să arătăm relația. Vom calcula întâi x plus 2 compus cu y plus 2. Deci este x plus 2 pe lângă y plus 2. Vom face și mulțirile, dar iau un cetișor. Minus 4 supra x plus 2 plus y plus 2 minus 4. Ceea ce înseamnă x plus 2 pe lângă y plus 2 minus 4 supra x plus y. Hai să-l calculăm și pe celălalt. X plus Y compus cu 4 și vom obține primul al doilea. Deci 4 pe lângă X plus Y minus 4 supra X plus Y plus 4 minus 4. Adică ne-a dat 4 pe lângă X plus Y minus 4 supra X plus Y. Noi trebuie să arătăm că are loc această egalitate pe care noi am putea o transcrie x plus 2 compus cu y plus 2 minus x plus y compus cu 4 mai mare decât 0. Deci facem diferență. Observăm că numitorii sunt la fel și fac calculul sus. Chiar fac toate calculele. XY plus 2x plus 2y plus 4 minus 4 minus 4x minus 4y plus 4. Și hai să vedem cât am obținut. Păi avem 4 cu minus 4 se vor reduce. Avem xy minus 2x minus 2y și ne-a mai rămas plus 4 supra x plus y. Trebuie să arătăm că e mai mare ca 0, dar întâi îl vom scrie mai frumos. Dau factor pe x pe lângă y minus 2 minus 2 pe lângă y minus 2, atenție la semne, supra x plus y. Dăm factor și pe y minus 2, pe lângă x minus 2, supra x plus y. Și acum ne oprim. Știm că x-ul este strict mai mare ca 2. Păi dacă x-ul e strict mai mare ca 2, înseamnă că x minus 2 este pozitiv. Y-ul strict mai mare ca 2, înseamnă că y minus 2 este pozitiv. Înseamnă că produsul x minus 2 pe lângă y minus 2 este pozitiv. Cum x-ul este mai mare ca 2, înseamnă că x plus y chiar este mai mare ca 4, deci pozitiv, înseamnă că diferența pe care am să o notez eu d este pozitiv. Înseamnă că relația cerută este adevărat. Pentru a afla, pentru a arăta că x este pătratul unui număr natural, va trebui întâi să aflăm regula după care se formează acel șir. Deci vom compune întâi x compus cu x, să vedem cât obținem. Deci avem x pătrat minus 4 supra 2x minus 4. Observăm că se vor descompune 2 pe lângă x minus 2 și simplificăm x minus 2 cu x minus 2, deci obținem x plus 2 pe 2. Eu propun să mai facem unul. X compus cu x compus cu x este elementul de dinainte, x plus 2 pe 2 compus cu x. Deci vom avea produsul celor două, x pătrat plus 2x pe 2 minus 4, supra suma celor două, x plus 2 pe 2 plus x minus 4. Și vom face câteva calcule, numitorii nu-i vom mai scrie că se vor reduce. X pătrat plus 2x minus 8, supra x și cu 2x 3x, 2 minus 8 minus 6. Iarăși observăm aici că îl scriem 3 pe lângă x minus 2, iar sus vom avea x minus 2 pe lângă x plus, cum gândesc, 2 ori cât fac 8, ori 4, dar trebuie să ne dea, da, x plus 4. Și atunci,
Deci, suma elementelor să-ți dea aici minus 2 și produsul minus 8. De fapt, așa am gândit. Și atunci când am compus pe x de 3 ori, l-am obținut x plus 4 pe 3. Eu zic că am putea observa regula, dar dacă nu ești sigur, du-te și mai fă încă una. Deci, x compus cu x compus cu x de n ori. Conform compunerilor făcute, observăm că x compus cu x compus cu x de n ori are forma x plus 2 ori n minus 1, pentru că atunci când am compus de 2 ori ne-a dat 2, 2 pe lângă 2 minus 1, când am compus de 3 ori ne-a dat 4, 2 pe lângă 3 minus 1. Supra, jos, n-avem dubii, n. Și vom face inducție. Aceasta este propoziția P de N pe care vrem să o demonstrăm, orice număr natural mai mare sau egal cu 2. Vom face etapa de verificare, nu mai facem că e făcută, vom face doar etapa demonstrației. P de N adevărată implică că și P de N plus 1 adevărat. Presupunând că P de N e adevărată, demonstrăm că și P de N plus 1 e adevărată. O voi scrie pe P de N plus 1. X compus cu X de N plus 1 ori N plus 1 va trebui să arătăm că este egal, să scriu aici n plus 1 ori, este egal cu x plus 2 pe lângă n plus 1 minus 1, 2n supra n plus 1. Cum vom proceda? Vom lua numai partea din stânga de n plus 1 ori, care înseamnă x compus cu x de n ori, deci cel de înainte, adică x plus 2 pe lângă n minus 1 pe n, compus cu x. Și vom face calcul. Produsul lor, x pătrat plus 2 pe lângă n minus 1, x pe n minus 4, supra suma lor, x plus 2 pe lângă n minus 1 pe n plus x minus 4. Terminăm calculul, aducem la același numitor. X plus 2 pe lângă n minus 1, x minus 4, n numitorii nu-i vom mai scrie că se reduc. Avem x plus 2 pe lângă n minus 1 plus nx, sus ca să avem loc unde să facem calculele, deci avem x pătrat plus 2nx minus 2x minus 4n, numitorii nu-i voi mai scrie, iar jos avem x plus 2n minus 2 plus nx minus 4n, ceea ce înseamnă, cuplăm x pe lângă x minus 2 din primul și al treilea, plus 2n pe lângă x minus 2 din al doilea și ultimul, iar jos avem, dăm pe x pe lângă n plus 1 și avem minus 2 minus 2n, adică minus 2 pe lângă n plus 1. Și mergem mai departe, îl dăm pe x minus 2 pe lângă x plus 2n supra n plus 1 pe lângă x minus 2. X minus 2 cu x minus 2 și am obținut exact ceea ce anunțasem. Voi scrie aici ce am obținut ca să putem înlocui x compus cu x de n ori. Am obținut că este x plus 2 pe lângă n minus 1 supra n. Noi avem de compus de 2 la n ori. Deci avem x plus 2. În loc de n pun 2 la n. 2 la n minus 1 supra 2 la n egal cu 2 la n minus 1 pe 2 la n. Vom înmulți cu 2 la n să scăpăm de numitor. Deci vom avea x plus 2 ori 2 la n minus 2 egal 2 la 2n minus 1. Trecem tot într-o parte, deci x egal 2 la 2 la 2n minus de 2 ori 2 la n minus 1 plus 2 plus 1. Dacă notez 2 la n cu a, dar nu e nevoie, se vede că e 2 la n minus 1 la pătrat, deci este pătratul unui număr natural. 2 la n este număr natural, 2 la n natural, 2 la n minus 1 natural pentru că n-ul este mai mare sau egal cu 2, deci este pătratul unui număr natural, pătrat perfect. Și trecem la cel de-al treilea exercițiu, la cel de-al treilea subiect, la exercițiu de analiză. La a ni se cere o derivată. Și avem f derivat de x, logaritmul derivat 1 supra x minus 3, ori x minus 3 derivat, pe care nu-l mai pun că este 1, minus 2 ori 1 pe x pătrat minus 9, ori x pătrat minus 9 derivat, 2x. Și întâi se fac înmulțirile, evident, dar observăm că numitorul comun fiind x pătrat minus 9, aici vom amplifica cu x plus 3.
x plus 3 minus 4x. Și atunci am obținut 3 minus 3x, adică 3 pe lângă 1 minus x, supra x la a doua minus 9. Exact ceea ce era anunțat. Pentru a demonstra că funcția este bijectivă, te sfătuiesc să faci tabelul cu semn. Deci vei completa acest tabel x, f derivat de x și f de x, pe domeniul de definiție al funcției, 3 plus infinit. Observăm că derivata de la 3 încolo este negativă, dar o valoare, cel mai bine, nu are soluții, soluția ar fi fost x egal cu 1 de înainte de 3, deci funcția este strict descrescătoare, scrii. F derivat de x mai mic ca 0, oricare ar fi x din 3 infinit, rezultă că f funcție strict descrescătoare, rezultă f injectiv. Deci ai terminat cu injectivitatea. Vei calcula limită când x tinde la 3 cu x mai mare ca 3 din, o scrie altfel, x minus 3 supra x pătrat minus 9 la pătrat. Deci am urcat 2 la exponent și am folosit proprietatea logaritm minus logaritm, logaritmul raportului. Și aici vom face o simplificare, limită când x tinde la 3, x mai mare decât 3. Vom simplifica, hai să scriu ca să se vadă, x minus 3, aici avem x minus 3 pe lângă x plus 3, dar fiecare dintre ele la a doua. Deci voi simplifica aceștia, deci ne va rămâne limită când x tinde la 3, x mai mare decât 3 din 1 supra x minus 3 pe lângă x plus 3 la pătrat. Și să vedem cu logaritmul în față. 3 minus 3, 0. 1 pe 0 cu plus, pentru că celălalt e 36, infinit. Logaritm din infinit, infinit. Folosim aceeași formă pentru a calcula limită când x tinde la infinit. O copiez direct forma, nu mai lucrez încă o dată. Pe lângă x plus 3 la pătrat și avem 1 pe infinit ori infinit, deci 1 pe infinit 0 logaritm natural din 0 minus infinit. Din grafic, din graficul logaritmului citesc. Adică spun așa, cu cât x-ul se apropie mai mult de 0, cu atât funcția se duce spre minus infinit. Și atunci aici am minus infinit. Și scriu, continui cu explicațiile. F este o funcție continuă, diferență de funcții continue, pe intervalul 3 infinit. Imaginea funcției F este ieri, care e egală cu codomeniul. Deci rezultă, funcția este surjectivă. Cum aveam aici injectivă, înseamnă că funcția este bijectivă. Pentru a calcula limita, cea mai ușoară metodă, din punctul meu de vedere, sunt regulile lui L'Hôpital. Copiez f de x-ul, logaritm natural din x minus 3 minus 2 logaritm natural din x pătrat minus 9, supra 1 pe x minus 3. Am văzut că limită când x tinde la 3 din f de x ne-a dat 9 anterior plus infinit. 1 supra 3 minus 3 care fac 0, dar cu plus, că x-ul este mai mare ca 3, iarăși infinit. Deci avem infinit pe infinit. Și atunci avem voie să aplicăm regulile lui L'Hôpital. Derivata o avem gata, cunoscută, doar derivata funcției. O iau direct. Avem 3 pe lângă 1 minus x supra x pătrat minus 9 pe care îl scriu x minus 3 pe lângă x plus 3. Iar derivata e 1 pe x minus 3 minus 1 pe x minus 3 la pătrat. Pentru că 1 pe x derivat este minus 1 pe x pătrat. Iar x minus 3 derivat nu am mai adăugat pentru că e 1. Și hai să facem câteva calcule. Minus, să scriu limita întâi, când x tinde la 3, acest minus o să-l introduc aici să scriu mai frumos. 3 pe lângă x minus 1. Supra x minus 3 pe lângă x plus 3 ori x minus 3 la pătrat. Voi tăia x minus 3 cu x minus 3 și nu ne rămâne decât de înlocuit. 3 minus 1 fac 2. 3 ori 2 fac 6. 3 minus 3 fac 0. 6 ori 0, 0. 0 pe 6, care este 0. Deci am obținut ceea ce era anunțat. Și am ajuns la ultimul exercițiu în care primul lucru ce ni se cere să calculăm o integrală. Integrale de la 1 la 3 pe 2 din f de x pe care îl copiez minus x pătrat pe x pătrat minus 4 de x. Ne rămâne, după ce vom reduce o integrală banală, integrală din x la a doua pe 2 între 1
și 3 pe 2. Și vom face calcul. 9 pe 4 supra 2 minus 1 pe 2. Vom împărți la 2, deci 9 pe 4 ori 1 pe 2, inversul lui 2, minus 1 pe 2. Deci vom avea 9 pe 8 minus 1 pe 2, aducem aici cu 4, 9 minus 4, 5 pe 8. Exact ceea ce ni se cerea. Am ajuns la B, în care ni se cere să arătăm că integrala de la minus 1 la 1 din f de x plus f de minus x este egală cu 4 pe lângă. Ai mai multe metode să faci o schimbare de variabile, dar părerea mea că înlocuirea este cea mai ușoară. Deci f de x îl copiez, plus x pătrat pe x pătrat minus 4. F de minus x înseamnă minus x plus x pătrat pe x pătrat minus 4, pentru că minus x la a doua rămâne tot x la a doua. Minusul dispare, acestea două se vor reduce și avem integrală de la minus 1 la 1 din 2 îl scot în față, x pătrat, 2x pătrat pe x pătrat minus 4, x pătrat pe x pătrat minus 4. Fac un mic artificiu pe care l-am mai făcut și într-un test anterior și vom despărți în două integrale, 2 pe lângă. Integrală de la minus 1 la 1 din x, dx, plus 4 scot în față, integral de la minus 1 la 1 din 1 pe x pătrat minus 4 dx. Și avem 2 pe lângă. X pătrat pe 1. Aici că s-au simplificat x pătrat cu x pătrat. Deci x pătrat minus 4 și atunci integrală din 1. Cred că mă gândeam deja să lucrez integrală. X între minus 1 și 1 plus 4 avem formulă 1 pe 2 a 2 ori 2 logaritm natural din x minus 2 pe x plus 2 între capetele minus 1 și 1. Să facem calcul. 2 pe lângă. 1 minus minus 1, 2, plus 4 pe 4 se simplifică, logaritm din 1 minus 2 fac minus 1 pe 3, dar fiind în modul 1 pe 3, minus logaritm natural din minus 1 minus 2 fac minus 3, minus 3 pe 1 în modul 3. Și evident că dacă se face împărțire, logaritmii se, dacă se face scădere, logaritmii se împart, deci vom avea 2 pe lângă, 2 plus logaritm natural din 1 pe 3 împărțit la 3, deci ori 1 pe 3. Deci avem 2 pe lângă 2 plus logaritm natural din 1 pe 3 la pătrat. Și atunci 2 coboară în față și vom avea 2 pe lângă 2 plus 2 logaritm natural din 1 pe 3, adică 4 pe lângă 1 plus logaritm natural din 1 pe 3 și pe care îl vom scrie 1 plus logaritm natural din 3 la minus 1, minus 1 coboară în față. Și am obținut exact ce era anunțat. Și am ajuns la ultimul subpunct din această variantă în care ni se cere să-l aflăm pe A pentru a avea loc acea egalitate. Cum vei proceda? Întâi și întâi vei înlocui. Deci avem integrală de la A la radical din 3 din radical din x minus x minus x pătrat pe x pătrat minus 4 dx. Egal, x cu x se vor reduce, evident. Ordonez, scriu altfel puțin acolo. Integrală de la A la radical din 3 din radical din x pătrat supra 4 minus x pătrat. 4 minus x pătrat este pozitiv. X-ul este pozitiv, deci dacă îl scot de sub radical, nu mai e nevoie de modul. Integrală de la A la radical din 3 din x pe radical din 4 minus x pătrat de x. Observăm că 4 minus x pătrat derivat este minus 2x. Putem pune un minus 2 și un minus 1 pe 2 în față. Deci vom avea minus 1 pe 2. Integrală din 1 derivat pe radical din 1, adică am putea să scriem 4 minus x pătrat derivat ori 4 minus x pătrat la minus 1 pe 2. 1 pe 2 de la radical și urc sus minus 1 pe 2. Deci am u derivat ori u la minus 1 pe 2, folosim prima formulă, u la n plus 1 supra n plus 1. Deci 4 minus x pătrat la minus 1 pe 2 plus 1, 1 pe 2, supra 1 pe 2. 1 pe 2 cu 1 pe 2 se vor reduce. Și asta între a și radical din 3.
Puterea 1 pe 2 înseamnă radical, deci minus radical din 4 minus x pătrat între a și radical din 3. Deci, minus. Radical din 3 la pătrat, 3, 4 minus 3, 1. Radical din 1, 1, minus 1. Plus radical din 4 minus a pătrat. Și acesta, radical din 4 a minus a pătrat minus 1, îl vom egala cu radical din 3 minus 1. Ridicăm la pătrat, deci 4 minus a pătrat este 3. Deci a pătrat egal cu 1, cum a-ul trebuie să fie strict pozitiv. Între 0 și radical din 3 înseamnă că a egal cu 1 combina.